Bună seara, prieteni dragi! Sunteți la Selectiv cu Dan Bucura și vă mulțumesc pentru asta. Prieteni dragi, după ce săptămâna trecută am avut o investigație, o emisiune de fapt de investigații și dezvăluiri, continuăm astăzi seria interviurilor 1 la 1. Probabil mulți dintre dumneavoastră știți, așa cum ați văzut din promurile de peste zi, invitatul meu de astăzi, nu o să lungesc foarte mult vorba, este primarul Capitalei, domnul Nicușor Dan, cu care vreau să dezbatem multe lucruri, atât cât se pot dezbate în cele 50 de minute de emisiune. Cu siguranță, mulți dintre dumneavoastră o să spuneți, dar n-ați apucat să vorbiți de aia sau de aia, da, mi-asum, nu ai ce să faci, în 50 de minute nu putem discuta despre orice. Am văzut inclusiv pe pagina de Facebook oameni, îmi scrieți și vă înțeleg, îi spuneți de problema de la scara X, blocul Y, nu putem face chestiunea asta în 50 de minute, vă rog să mă credeți. Dar vom încerca să tratăm marile probleme ale capitalei, cele care ne dor pe toți cei care fie trăim în orașul ăsta, fie venim aici să lucrăm sau să-l tranzităm și așa mai departe. Vă promit că vom încerca un interviu scurt la obiect cu răspunsuri cât mai practice și mai scurte, așa cum am zis, pentru a acoperi în cele 40 de minute cât mai mult. Nu lungim vorba, bună seara, domnule primar, vă mulțumesc seara. Că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, mulțumesc pentru de invitație. A intra în pâine, să spun așa, vă propun să vedem deja clasicele noastre voxuri, câțiva cetățeni cu care reporterii noștri s-au întâlnit prin București, ce părere au ei despre capitală, ce își doresc și cum îl văd pe primarul general la ora actuală, imediat după aceea revenim. Probleme? Da. Păi ce ar putea să fie? Sunt aceleași de ani de zile. Nicușor, dar nicio așteptare n-am avut și nici nu o să avem de la ea. Poluare atât. Și traficul. Ce așteptări? Să modernizeze capitala asta odată, că e centrul mai vechi de pe vremea lui Ceaușescu. Problemele capitalei sunt deosebite foarte grave. La noi aici, România. Mă refer și în alte țări. O zi bună vă urez. Eu vreau să plec de aici. Aglomerația, aruncatul gunoiului pe jos de mașină, nepăsarea oamenilor din jur, că ar mai putea îmbunătăți destul de multe, ar fi de îmbunătățit. Cel puțin vis-a-vis de mijloacele de transport în comun care sunt infecte. Și l-aș invita și eu la mine în drumul Taberei, unde mă duc pe jos, când cobor din stația la capătul mașinii, este întuneric beznă și merg cu lantena de la telefon. L-aș invita să meargă și dânsul cu mine așa pe jos, pe acolo, pe la tirurile alea, poate coboară cineva și să ia de mine. Sau... L-aș invita un pic acolo, da? Asta e, nu putem să facem noi, suntem prea mici. Probabil că traficul și poluarea, ca în orice capitală europeană și lipsa spațiilor verzi. Nu-l văd prezent și nu văd nici rezultate. Nu văd rezultate care ar ține sau, mă rog, ar fi meritul una lui sau îi s-ar datora, să zicem, părerea mea. După aceea, curățenia, iarăși o problemă vine, lucrurile stau diferit de la sector la sector, cu regiune la regiune, dar se vede oricum aici, în centru. Se vede că e nepăsare și o lipsă de răspundere totală. Nu e cel mai rău primar pe care l-a avut Bucureștiul, nici cel mai bun. I think it's a very nice town. I've been to a lot of town and stuff like that all around Europe. The traffic maybe is a little bit too much. Then I don't see problem as I'm a tourist. The metro is okay, Uber is okay, airport is close from downtown. I like it. Te iubesc București. Te iubesc București și noi iubim Bucureștiul. Oameni dragi, ați văzut, bucureștenii sau cei întrebați de colegii noștri au păreri împărțite. Unii spun că primarul a făcut bine, face bine, alții că mai are de făcut. Domnule primar, prima întrebare, cred că sunt în asentimentul multora. Când vine apa caldă pe conductă? Bun, așa cum ce mi-a plăcut la câțiva din oameni care au fost în interviu, faptul că suntem conștienți că problemele Bucureștiului sunt structurale mari și le ducem în spate de mulți ani de zile și atunci e evident că și soluțiile pentru ele trebuie să fie cumva sistematice, structurale și oamenii înțeleg că e nevoie de timp pentru asta. Deci dacă vorbim de problema căldurii și apei calde, acum suntem, dacă vorbim punctual, acum suntem în luna iulie. În luna iulie avem o revizie obligatorie. Problema apei calde vine din rețeaua noastră de conducte și o să vorbim de asta și vine din
producție, și aici o mare problemă. Producția nu e la noi, e la Ministerul Energiei și lucrăm cu centrale din 60, din 80. În luna iulie o problemă specială este faptul că CET Sud este în revizie, obligatoriu trebuie să stea în revizie. În mod normal ar trebui să-l suplimentez cu CET Progresul, numai că nici CET Progresul, nici toate conductele pe zona de est nu fac față la presiune și atunci am avut avarii, mulți oameni fără apă caldă. O să fie mai bine iarna asta decât iarna trecută. Adică în mod deliberat s-au făcut niște lucrări și s-a oprit apă caldă în câteva zone, câte două săptămâni, pentru ca locurile unde noi știm că sunt avarii să nu se mai producă în iarna asta. Pe scurt, pe ceea ce înseamnă transport, avem 4 șantiere în desfășurare, de câte 10 km fiecare. Am avut ghinion cu războiul din Ucraina și ele n-au început în martie cum trebuia pentru că n-a venit conductă. Dar o să facem aproximativ 30-35 de kilometri anul ăsta, ceea ce înseamnă mult mai mult decât s-a făcut în anii de până acum. Și noutatea este că este în curs de implementare o centrală provizorie la fostul CET Titan, care o să funcționeze din iarna asta și acolo unde este problema noastră cea mai mare pe zona de est, adică agentul termic pleacă din sud și merge până în cartierul aviației, această centrală provizorie o să compenseze. Eu v-am întrebat prima dată de acest subiect cu căldura din cauza sau datorită unei imagini care a născut mari controverse. Pentru cine nu și-o mai amintește, o dăm aici. O să-mi spuneți că cu siguranță nu vă aparține, dar era o promisiune a staffului de campanie de la vremea respectivă care lucra și pentru noastră. Vedeți? Imaginează ziua de 28 luni. A câștigat Nicușor Dan, vei putea să faci și e o poză, baie. Deci a fost cumva subliminal un mesaj al staffului de, mă rog, erați atunci susținut și de USR și de PNL. Cei de la USR, bucureștenii și amintesc, au transmis chestia asta și eu cred că a fost cumva un soi de falsă așteptare. Sunteți de acord? Adică, na, scrie clar aici, 28 faci baie. Sau eu am fost susținut această de campanie, în campania din 2020 am fost susținut de PNL și de USR Plus, era atunci USR Plus. Asta este mesajul de campanie al USR Plus. În campanie am avut zeci de interviuri cum este pe care le avem acum cu dumneavoastră și am răspuns, am încercat să limitez așteptările, ceea ce am promis a fost că facem tot ce ține de noi, astfel încât din iarnă în iarnă să fie mai bine. Și iarna 2021-2022 a fost ceva mai bine decât iarna 2020-2021, care a fost cea mai rea. Vă aduc aminte că înainte de Crăciun a fost o mare avarie și vreo 3 săptămâni jumătate din București n-a avut apă caldă de Crăciun, puțin înainte de Crăciun. Iarna care a trecut n-a fost. Au fost avarii care s-au rezolvat punctual, n-a fost așa de rău cum a fost 2020-2021. Iarna asta o să fie din nou mai bine dacă n-ar fi fost chestiunea asta cu războiul din Ucraina și cu criza de conducte, am fi avut 50 de kilometri de conducte schimbate și s-ar fi văzut. Domnule primar, dar chestiunea asta totuși cu încălzirea unui oraș de tipul Bucureștiului, capitala unei țări din Uniunea Europeană, poate fi lejer, zic eu, catalogată drept o urgență, o chestiune, hai să nu forțăm lucrurile, dar poate chiar de siguranță națională în esență. Și atunci întrebarea mea, ba chiar v-aș da o sugestie, este și din partea mea și din partea publicului. Nu s-ar putea cumva genera o dezbatere, o forțare a lucrurilor să tratăm lucrul ăsta, așa cum am spus, ca o reală urgență. În perioada stării de alertă, de urgență, de ce vreți, cum au fost cei ultimii 2 ani, s-au făcut lucruri, s-au luat, s-au achiziționat, fără să mai stăm blocați în niște cutume și în niște proceduri și în niște firariele să fie, nu știu cum să le spun. De ce n-am putea să ne asumăm noi, stat român, și această chestiune de urgență? Adică, nu știu, să mergeți dumneavoastră, habar n-am, la guvern, la CSAT, dăm o ordonanță. Bă, asta e o urgență a României, ăstea. Urgență înseamnă să nu mai stăm să facem 7 pași la o licitație, să vină 15 contestatari, să vină, nu știu, îi aduceți la un loc, și cu asta închei, dar îi aduceți la un loc pe toți constructorii din București sau din România. Bă, băieți, câți kilometri puteți face? Tu, Costel, Gigel, tu cât? Păi eu pe vreo 100 de kilometri, eu 500, eu 300. Bă, toți aveți de lucru, hai, dați-i drumul. Noi cumpărăm conductele, câți furnizori sunt? 5. Care e prețul mediu? Astea sunt, luăm și să vedem că, nu știu, intră așa cu buldozerele
în forță. Da. Bun, ce spuneți dumneavoastră ar fi fost o soluție, bineînțeles că ca să o faci trebuie să modifici multe acte și n-a fost cazul. Deci în anul trecut, 2021, nu aveam licitațiile făcute. Deci am pierdut anul 2021 pentru că administrația anterioară prevăzuse că o singură companie municipală poate să facă 60 de kilometri, când ea poate să facă cam 10 pe an. Deci asta a fost 2021. Ce am făcut în 2021? Că am făcut toate licitațiile astea și eram gata să intrăm în primăvara anului ăsta, 2022, în forță. Cum v-am spus, ne-a întârziat în parte această criză din Ucraina. Însă, nu, chiar dacă am avea un număr infinit de bani și de constructori, tot n-am putea să avem un ritm mai mare de 50-60 de kilometri pe an, pentru că trebuie în același timp să furnizești apă caldă și căldură. Dacă decizi 2 ani nu dăm apă caldă și căldură, poți, da? Adică oprești tot și lucrezi, da, pentru că trebuie în timpul ăla să oprim, dai apă tot într-o perioadă în care putem opri. Acum știu că unii o să-mi sară în cap, da, parcă dacă facem un duș rece vara nu murim, dar la iarnă dacă stăm cu 16 grade în casă și nu curge nimic cald pe țeava aia, e grav. Asta e motivul pentru care în vara asta s-au făcut niște lucrări acolo unde specialiștii știu că problema e critică. Uneori pe 200 de metri, uneori pe 150 de metri, dar s-au făcut acele puncte critice și eu cred că, adică sunt convins că iarna asta o să fie mai bine. Încă o întrebare și ieșim din partea asta cu căldura, mi-am propus astăzi să fiu nepopular. Vă iau loc. Domnule primar, cât de corect este ca pentru încălzirea și confortul bucureștenilor să plătească toată România asta? Mă refer, pentru cine n-a înțeles, la subvenția aceasta pe care indirect o plătește și brașoveanul, și orădeanul, și arădeanul. Da? Noi ne subvenționăm căldura în capitala asta. Până la urmă, când o să trecem la etapa următoare, în sensul în care să plătim... Nu. Ceea ce spuneți asta e incorrect din două perspective. În primul rând, subvenția o plătește municipiul București. Da. Nu o plătește, nu o plătește guvernul și municipiul București o plătește din taxele bucureștenilor, din impozitul pe venit al bucureștenilor. Din ceea ce subvenționează Ministerul Energiei și investițiile pe care le bagă acolo ca să funcționeze căldura asta, nu sunt indirect. Sau, haideți să o luăm altfel. De ce Orădeanu nu beneficiază și el de o subvenție? Nu. Ce am vrut să vă spun este că în acest an statul român, de la bugetul central, acolo unde contribuie toată lumea, inclusiv bucureștenii, a dat subvenții către localități de cam 800 de milioane de lei, din care Bucureștiului 12 milioane de lei. În condițiile în care pe sistemul centralizat noi avem cam jumătate din apartamentele care sunt în România, 550.000 dintr-un 1.100.000, deci noi avem jumătate de apartamente, am primit 12 milioane și celelalte orașe împreună, Iași, Constanța, deci Timișoara, au primit împreună 800 de milioane de lei. Și aici este incorrect. Bun, deci cuiva nu-i place de dumneavoastră, să înțeleg, sau care e ideea acum? Este o decizie pe care... Da, ideea de subvenție totuși, cât mai ține? Și aici o să ușor mut discuția și în planul altor măsuri din acestea sociale pe care sigur le înțelegem. Ne-am dorit ca țara asta să aibă bani să dea tuturor oamenilor cu probleme, nu cât, dar acum 50 sau poate și mai mult. Dar pe de altă parte, cu toți banii aceștia, pentru măsuri de ajutor social, pentru, și mă duc și în istoria primăriei puțin, vouchere de tot soiul, burse, facilități, excursii și așa mai în Grecia. Toate lucrurile astea nu puteau însemna cumva și nu pot însemna investiții într-un oraș mai frumos? Bun. Legat de... Noi am tăiat multe din toate aceste... cum le spuneți dumneavoastră, ajutoare sociale, premii pentru tineri căsătoriți. Eu le-aș spune și mai dur, dar premii pentru tineri căsătoriți și fel de fel de alte lucruri. Am, în ceea ce privește marile spectacole culturale pe care le făcea Capitale, am avut o discuție cu operatori privați care să vină și să vândă bilete și să dinamizeze, orașul. În ceea ce privește subvenția, aici e o chestiune foarte importantă și putem să ne uităm la cifre. Deci în momentul de față, ceea ce ajunge la om la bloc costă 860 de lei gigacaloria. 860 de lei gigacaloria, din care omul bucureștean plătește 350.
Dacă noi am fi avut, și aici este vina noastră pentru care trebuie să plătim subvenția, dacă noi am fi avut rețeaua de transport modificată în fiecare an, dacă Ministerul Energiei ar fi avut centralele cu eficiență pentru 2022 cât suntem azi, ar fi costat 500 de lei. Și dacă calitatea serviciului ar fi cea pe care ne-o dorim, atunci și bucureștianul nu am putea să-i cerem 500 de lei și n-ar mai fi subvenția. Dar pentru că suntem în situația asta, am făcut o socoteală la un moment dat și am arătat că în ultimii 10 ani, față de obligațiile pe care le avea Primăria Municipiului București, s-a plătit cu 2 miliarde și jumătate de lei mai puțin. 2 miliarde și jumătate de lei însemnau mult din toate investițiile care ar fi trebuit să fie făcute. Dacă banii ăștia ar fi fost, am fi fost într-o situație mult mai bună azi. Asta e convingerea mea. Există opinii că trebuie să trecem toți la centrală de apartament. Bucureștiul are o problemă uriașă de poluare, care se traduce în starea de sănătate și a copiilor, și a tinerilor, și a vârstnicilor. Așa cum stau lucrurile azi, cel mai puțin poluant e sistemul centralizat de încălzire și de asta încercăm să-l resuscităm, să-l facem viabil. Domnule primar, da. Încă o dată accentuez și chestia asta. Când Hans din Frankfurt nu-și mai permite să locuiască acolo pentru că îl cocoșează cheltuielile, vinde apartamentul său din Frankfurt și se mută la țară. Când Carl din Viena, la fel, nu mai poate să stea în buricul orașului, și vinde și se mută în periferie. La noi nu avem ce să facem. Adică, în esență, ideea asta de a subvenționa... Repet, astăzi cred că chiar mi-am propus să fiu nepopular, dar cunosc cazuri de oameni care stau în apartamente de 150-200 de mii de euro în București, dar cărora statul trebuie să le dea ajutor pentru că nu-și pot plăti nici căldura, nici utilitățile, nici lucrurile pe acolo. Nu, din punctul meu de vedere al administrației, socoteala e simplă. Dacă noi spunem azi, unuia din oamenii la care faceți dumneavoastră referire, dacă noi spunem de mâine te costă 860 de lei, mâine el se va debranșa de la noi și se va muta pe centrală de gaz. Și dacă vor face asta din 550.000 de apartamente, dacă vor face asta 200.000, noi o să avem o mare problemă. Unu, că sistemul nu o să mai funcționeze, adică o să fie și mai puțin rentabil și o să trebuiască să-l închidem, și doi, că acest sistem este corelat cu producția de energie electrică și o să avem o problemă că nu avem cu ce să aprindem lumina în București. Deci suntem constrânși să... Deci cumva un lanț, unii se țin pe alții și tot așa. Suntem constrânși să reabilităm acest sistem centralizat de energie termică care produce și energie electrică. Domnule primar, zilele astea bucurie mare am văzut și pe rețelele de socializare și în târg, bucurie mare, ați spus că chiar se dărâmă monstruozitatea numită Catedral Plața, o dăm jos, da? După toate hotărârile judecătorești definitive, totul e în regulă. Discuția care se pune pe povestea asta este, din ce înțeleg, și aici o să vă rog să explicați, că o vom dărâma pe banii capitalei, corect? Da. Pe care o să îi recuperăm ulterior, da. Sau nu? Adică aveți garanția că dacă astăzi băgați niște milioane să dărâmați acea monstruozitate, veți și recupera fiecare cent? Bun, în primul rând că este o hotărâre judecătorească executorie, obligatorie, pronunțată încă în 2012 și rămasă definitivă din 2013. Deci, care spune, primarul municipiului București trebuie să dea o dispoziție de demolare a Catedral Plața. Ceea ce predecesorii mei n-au făcut și eu am făcut. Deci am luat copy-paste ce spunea hotărârea judecătorească și am pus-o în executare. Mai departe, bineînțeles, o să trebuiască să facem o procedură de achiziție publică, astfel încât să existe un constructor care să facă proiectare și execuție și să demoleze. Și pentru că în această hotărâre spune primarul municipiului București va dispune demolarea și va lua toate măsurile pentru a fi dusă la îndeplinire, în prima etapă trebuie să plătească primăria municipiului București. Mai departe, noi ne vom duce pentru recuperarea acestor bani împotriva proprietarului clădirii și împotriva primarului sectorului 1, instituția, nu persoana, pentru că ei sunt cei care au dat o autorizație pe care o instanță a constatat-o fiind nelegală. Să vă mai dau un exemplu apropo de cum primăria sau românii plătesc și după aceea așteptăm să recuperăm. Cazul Costanda. Da? Niște consilieri au luat o decizie în urmă cu ceva ani,
Acum plătim noi, toți cei care locuim în București, 125 de milioane. Și după aceea ce face? Poate primăria, cei care vor fi atunci, se vor îndrepta împotriva celor 30 sau 4 câți au fost de consilieri. Este un proces pe rol, început și el acum vreo 10 ani, care nu progresează, pentru că e foarte greu să desfășori un proces cu 100 de persoane, schimbă domiciliul. Dumneavoastră, sincer, ne uităm în cameră acum. Aveți credința că vreodată municipalitatea va recupera măcar parțial acea 100 de milioane pe care vă va plăti sub o formă sau alta lui Costan Dat, de la indivizia aia XYZ? Nu, dar aici, dacă vrem să vorbim, cazul este foarte, foarte stufos și foarte multe decizii și administrative și de instanță. Dacă vrem să vorbim de acest caz, aici există și două hotărâri judecătorești care au fost decisive. Una care a obligat la împroprietărire, pronunțată în 97-98 aproximativ, și una care obliga la un puz în Parcul Bordei la momentul ăsta, obligație, în fine, translatată mai târziu pentru satul francez și nepusă în executare de consilieri de care vorbiți. Deci discuția este mai nuanțată. Ceea ce am reușit noi să facem, am reușit să eșalonăm această datorie, pentru că vă aduc aminte că conturile primăriei municipiului București au fost blocate și la sfârșitul administrației precedente și în mandatul nostru vreo 3-4 săptămâni. Conturi blocate înseamnă că nu poți să faci nicio investiție până nu plătești suma asta și ne-a luat vreo 30-40 de ședințe de negociere până când am ajuns la soluția asta care să ne permită o eșalonare. Uitați, o altă bucurie despre care eu cred că la un moment dat există riscul să se lase cu lacrimi. O altă veste bună pentru bucureșteni, onorata instanță a zis că puzurile în capitală rămân pe loc comanda, să spun așa, da? Bun, aparent o veste bună, stop rechinilor imobiliare, nu mai intră abuziv, verde, nu ne mai ciopărțesc București. Foarte bine. Una din companiile importante care a avut de suferit, și până la urmă nu-i plâng de milă, bine că a avut de suferit, că în ultima vreme construia peste tot, dezvoltatorul One United. Două proiecte majore ale acestuia au fost afectate. Proiectul Peninsula și proiectul Modrogan. Acelui dezvoltator, la vremea, în urmă cu puțin timp, statul României a vândut un teren. Mă refer la Modrogan. Astăzi, el nu mai poate construi acolo. Și slavă Domnului, din punct de vedere, e bine. Însă acel dezvoltator care stă pe multe milioane, dacă nu miliarde de euro, va începe un proces cu statul român. Și el va spune, bă, stat român, tu mi-ai vândut acel teren, acum îmi spui că nu mai pot să construiesc. Eu am pierdut atâtea zeci sau sute de milioane. Investitori, bursă, proiect, promisiuni, habar n-am ce o duce el acolo. Ce îmi garantează mie, domnule primar, că peste 2, 3, 5, hai 10 ani, nu o să am încă un caz Costan Dat și o să mă trezesc cu domnii de la UAN, care n-au construit nimic 5 ani, să zică, bă, bucura, bă, bucureștinilor, știți ceva? Uite, definitiv și revocabil cu alea, voi ne datorați nouă 300 de milioane de euro. Și iar plătesc copiii mei și nepoții mei, genul ăsta. Da, bun. Sunt două chestiuni diferite, puzurile și fiecare dintre ele foarte importantă. Puzurile de sector pe de o parte, pe de altă parte proiectul respectiv. Acest proiect care este într-o zonă protejată Alex, și zonele protejate nu au fost modificate. Asta cred că e macheta din Peninsula, cred, sau e Modroganul? Nu, e Modroganul. Modroganul? Este Modroganul, da. Palatul în care este sediul PNL-ului este la 150 de metri în spate. Da. Deci, dacă vorbim de acest caz, aici este o chestiune foarte importantă. Deci aici suntem este o parcelare definită la 1910. Exista Palatul Boierului, da, Filipescu, care este actualmente sediul PNL-ului și tot ce era în periferia Bucureștiului la acel moment. Și el a chemat un arhitect care a trasat mai întâi o grădină în jurul palatului, grădina palatului, acolo curtea unde partidului. Da, acolo unde sunt blocurile astea. Și după aceea a trasat inclusiv străzile din jur pe care le-a vândut și în care oamenii au venit să-și construiască vile, în funcție de această grădină a palatului. Nimeni nu se aștepta vreodată ca cineva să vină și să construiască în mijlocul grădinii palatului. Și aici avem mai multe chestiuni, mai multe instituții care au greșit. Avem RAPPS-ul care a vândut,
că asta s-a întâmplat în 2014. Terenul adică ăsta statul a fost român, asta, statul de asta român, să le explicăm. Statul român. După aceea am avut Ministerul Culturii care a dat aviz. Și am avut primăria care a dat autorizație, deși acolo era spațiu verde, adică era un regulament care spunea spațiu verde neconstruibil, și am mai avut Inspectoratul de Stat în Construcții și prefectul care n-au făcut nimic, că această lucrare putea să fie oprită în momentul în care s-a început. Deci patru instituții care au făcut ce au făcut. Bun. Dar, și aici e foarte important, nu putem să spunem că acest dezvoltator în naivitatea lui n-a știut ce face. Domnul primar, adică dezvoltatorii sunt rechini, de aia am și botezat așa. În momentul în care el a venit la primărie să ceară să construiască trei blocuri pe un spațiu verde, el avea toate mijloacele să știe că acolo e un spațiu verde în regulamentul de urbanism. Nici Constanța nu era vreo fată mare, da? Și există o altă decizie, tot pe o construcție a acelui dezvoltator, în altă parte din București, și o decizie foarte, foarte importantă pronunțată de Curtea de Apel București. Acolo a fost contestată acea autorizație. Până la urmă, Curtea de Apel București a spus că autorizația e legală, foarte bine, dar dezvoltatorul a spus: chemăm în garanție Primăria Municipiului București care ne-a dat autorizația. Dacă cumva ni se anulează autorizația, noi ne îndreptăm împotriva primăriei ca să ne recuperăm banii. Și Curtea de Apel București a spus: nu este admisibilă cererea ta de a te îndrepta împotriva Primăriei Municipiului București. Deci luați asta ca un precedent în ideea în care sperați că acești băieți nu vor face sutele de milioane de care noi vorbeam. Pentru că eu apăr, din poziția în care sunt, eu apăr interesul public. Interesul public este, pe de o parte, ca această zonă, pentru care un regulament făcut de Universitatea de Arhitectură spune că este unică în București, și dintre cele mai interesante din București, care are un potențial turistic uriaș, interesul public este ca ea să rămână, și bineînțeles al doilea interes public este ca primăria să nu plătească pentru greșelile pe care ea însăși le-a făcut mai devreme. Să dea Dumnezeu să aveți dumneavoastră dreptate și să nu fie scenariul celălalt. Câteva cuvinte și despre cealaltă parte a întrebării cu puzurile. Puzurile de sector. Deci noi, faptul că noi avem un oraș sufocat de trafic, faptul că noi am pierdut sute de hectare de spațiu verde din 2000 încoace, vine din ceea ce se numește urbanism derogatoriu. În sensul că niște oameni, având un teren în care toți vecinii lor au construit parter și două etaje, au venit la primărie și au luat o hârtie și au construit parter și 10 etaje. Și așa, din plimbatul unor hârtii, niște oameni câștigau de pe o zi pe alta 500.000 de euro, 2 milioane de euro și așa mai departe. Și ce s-a întâmplat? Orașul s-a densificat, adică noi pe niște străduțe pe care înainte, străduțe de 7 metri pe care înainte niște oameni locuiau în parter și un etaj, deodată au apărut niște blocuri, am început să aglomerăm orașul în toate punctele ei, astfel încât și dacă facem 100 de pasaje, nu o să putem să recuperăm ceea ce am pierdut deja prin densificarea asta. Deci asta este urbanism derogatoriu și care a fost din 2005 până în 2020. Și ele au culminat prin aceste puzuri de sector care au făcut exact lucrul ăsta, dar sistematic pe suprafața întregului București. Din fericire, în momentul în care am venit în primărie, am avut sprijinul Consiliului General și le-am suspendat un an, timp în care instanța le-a suspendat de asemenea și între timp 3 din cele 5 au fost anulate definitiv de instanță. Deci am câștigat aici câteva sute de hectare de spațiu verde și mai ales am câștigat faptul că nu o să mai avem dezvoltări din astea care sufocă orașul. Și putem să ducem către dezvoltări sănătoase, în sensul că bineînțeles că oricine are o proprietate e îndreptățit să construiască acolo. Numai că dacă tu ai o suprafață de 2 hectare pe care planul urbanistic general spune zona industrială. Și noi suntem de acord cu toții că e bine să nu mai fie industrială aproape de centrul orașului. Numai că în schimbul faptului că noi ca autoritate îți permitem să construiești rezidențial acolo, vei fi obligat să construiești o grădiniță. Sau, în orice caz, facem o negociere în care noi apărăm interesul public. Pe scurt, primar, în campania electorală, așa erau vremurile, hai să mă exprim elegant, ați șters pe jos cu fostul primar al capitalei, ați acuzat-o pe Gabriela Firea de foarte multe lucruri, bunele dintre ele se regăseau și în presă. Mm-hmm. Nu știu dacă vă mai amintiți un episod, dar în 45 de secunde vi-l amintim noi acum. E vorba de celebra caracatiță.
Alex, dacă putem să... Ia uitați, domn primar. O să arăt care este gruparea care conduce, de fapt, Primăria Capitalei, gruparea adusă de cuplul Pandele-Firea. O să arăt că Bucureștiul este administrat pe bază de cumetrie. Sunt promovați oameni care fie sunt oameni de încredere, fie sunt neamuri, fie sunt vecini, fie sunt parteneri de afaceri, fie sunt copii de vecini, de neamuri, de parteneri de afaceri. Oamenii ăștia nu trebuie să fi dovedit ceva în viață, ajunge să fi fost la momentul potrivit, la locul potrivit și deodată se pomenesc că sunt băgați în vreo 3-4 companii municipale și câștigă dublu față de cât câștigă un om care a muncit toată viața și lucrează 10 ore pe zi într-o multinațională. Așa o să înțelegem și de ce n-au fost în stare să atragă fonduri europene, de ce n-au fost în stare să rezolve problema traficului, de ce n-au fost în stare să rezolve problema poluării, a apei calde, de ce au dus primăria în faliment. Pentru că, pur și simplu, oamenii ăștia sunt incompetenți. Domnule primar, asta spuneați acum 2 ani de zile. Între timp ați ajuns la butoane, la acte, la documente, la resursa de care vorbeați, de atunci până astăzi. Sunt mai multe răspunsuri. Ați făcut sesizări la DNA, ați făcut dosare, s-au întâmplat lucruri. Tot așteptăm. La sectorul 1, de exemplu, am văzut că DNA-ul a intrat pe activitatea unui fost primar. La capitală? Mai timid. Da, vă dau o știre în premieră. Mâine o să trimitem la organele de cercetare penală de rezultatul unei anchete pe care am făcut-o la ASPA, la administrația noastră care se ocupă de protecția animalelor. Oh, deci o știre. Așa. Să înțeleg că ați făcut investigații, aveți actele și sesizații... Corpul de control al primarului a investigat acolo vreo 4-5 luni. Directorul care între timp și-a dat demisia și-a luat niște concedii, a trebuit să oprim, a revenit din concediu, am continuat, în fine, am finalizat acolo investigația și vor pleca luni la organele de cercetare penală concluziile raportului nostru. Alte controle sunt în curs. Legat de persoanele care sunt aici, chiar zilele trecute am făcut o evidență, au fost 2 episoade cu Caracatița, erau cam 50 de persoane. Din aceste 50 de persoane mai sunt în momentul de față în primărie de ordinul 7-8 cu poziții câștigate prin concurs, nu foarte sus în ierarhie. Multe dintre ele erau angajate la companiile municipale pe care le-am desființat. Un alt subiect pe care urma să vorbim, înțeleg că și acolo ați mai dat afară din ei, închideți deci sunt, companiile? Noi am avut cu totul 24 de companii, inclusiv STB-ul, cea de transport public, termoenergetica, pe care nu se pune problema să le desfințez. Deci din 24 de companii am decis să desfințăm 20, din care 16 în prima etapă și 4, sunt 4 care se ocupă de semafoare iluminat și le vom desfința după ce reușim să transferăm activitatea publică de care ei se ocupă. Deci aceste 16 sunt desființate în diferite stadii, insolvență, faliment, dizolvare voluntară și recuperarea banilor pe care i-am găsit acolo, 2700 de persoane care au plecat acasă. Înainte de publicitate vreau să mai vedem câteva imagini, am discutat că chiar înainte să intrăm despre povestea tramvaielor. Da? Mm-hmm. Foarte mulți vă acuză că ați luat tramvaie prea lungi, prea late, prea cum sunt ele, nu? Mm-hmm. Uite, să vedem, Alex, te rog frumos, dacă avem, să vedem cu tramvaiul mai... Uite. Da, cred că despre asta e vorba, uite, ne arată un domn la STB, cred, că intră, cum spunea acolo, cred că în postare, la milimetru. Cum e povestea cu tramvaiele, domnul primar? Bun, în primul rând, vestea... Știrea, cum vorbiți dumneavoastră, știrea este că am luat 100 de tramvaie pe bani europeni, în condițiile în care Bucureștiul a luat din 89 până azi... Pe bugetul propriu. 17. Deci în 89, timp de 30 astea de ani... Astea nu sunt pe banii noi, dar îi returnăm? Nu îi returnăm, pentru deci că... Deci sunt europeni, de aia de nimeni de mână, da, nu da. Cum dăm la deci PNR jumate credit. Nerambursabili, 100 de tramvaie, aproximativ 200 de milioane de euro.
Și a fost o decizie asumată, de altfel de fost administrație foarte bine că a făcut-o, să luăm tramvaie lungi, pentru că tramvaie lungi de 36 de metri, pentru că tu dacă ai un tramvai de 36 de metri, intră mai multă lume acolo. El îți duce de două ori cât... cât două tramvaie de 18 metri. Pe anumite linii unde e cerere mare și oamenii ar dori să urce mai mult. Exact, avem niște linii, cum e 41, cum este 32, la care avem tramvaie la 2-3 minute. Și atunci, decât să ai un tramvai la 2-3 minute de 18 metri, ai un tramvai la 5 minute de 36 de metri. Asta înseamnă economie de energie, mai puțin personal care îl, mânuiește. Și acum, ca să ai tramvaie lungi, îți trebuie o oglindă laterală mai lată. Și pentru că oglinda laterală e mai lată, în anumite puncte pe mai ieșită în adâncime, în așa. Și în anumite puncte trebuie să faci niște corecții, să muți două semafoare. Iar lungimea, că trebuie să mai lucrați un pic la stație, îți mai puneți acolo 10 metri, 5 metri. Avem deja contractul semnat. Luni se dă ordine de începere lucrările, în două luni de zile o să avem peroanele astea mai lungi și, din nou, e un cost insignifiant față de cât câștigăm prin tramvaiele astea mai lungi. Am înțeles. Domn primar, ultima întrebare înainte de pauza de publicitate. Cum vă înțelegeți cu primarii de sector? Cu unii mai puțin, cu unii mai bine? Nu, foarte bine, să știți. Am avut, de exemplu, avem un proiect comun pe PNRR pentru semaforizare inteligentă, în care am făcut de pe o zi pe alta, pentru că așa era primul venit, primul servit, am făcut o asociere și de pe o zi pe alta am făcut cu toții ședințe de îndată ale Consiliului Local, ca să, general la noi, local la ei, ca să putem să depunem cererea asta. Deci, și cu doamna Clotilde Arman la sectorul 1 la fel, vă răspunde la telefon, vorbiți, domnul Ciucu la 6, cei de la PSD. Cu toți primarii de sector, da, cu toți primarii de sector am o relație bună, în sensul că... Există un curent de gândire în care se transmite că poate ar fi mai bine să dați către sectoare anumite lucruri, nu știu, parcurile sau alte chestiuni care sunt în administrare. Să știți că am dat, pentru că una din primele întrebări pe care am pus-o când am venit în primărie a fost care e lista noastră de investiții. Și am găsit acolo reabilitări de școli, anvelopări de blocuri, săli de sport, fel de lucruri mult mai mici decât ceea ce ar trebui noi să facem. Adică reabilitări de linie de tramvai, conducte de termoficare, și am dat. Am dat grădințe la sectorul 2, am dat săli de sport la sectorul 3, am dat un pasaj la sectorul 4, anvelopări la sectorul 6, deci... În opinia mea avem o relație corectă. Deci nu țineți corectă. Neapărat să faceți dumneavoastră ca să tăiați panglii și să vă aplaude? Eu, așa cum am spus la început, și este parte din nemulțumirea oamenilor care vor să vadă lucruri concrete, eu cred că mandatul meu este să mă duc pe acele probleme sistematice ale orașului și să încep să pun bazele pentru ele, chiar dacă nu le termin într-un mandat. Prieteni dragi, după pauza de publicitate, interviul Fulger, pe care îl cunoașteți foarte bine, și alte lucruri extrem de interesante și de importante pe care le vom discuta cu primarul Capitalei Nicușor Dan. Rămâneți alături de noi doar câteva minute și revenim. Am revenit, prieteni dragi, treabă multă, timp puțin, așa că repede înainte, alături de primarul Capitalei Nicușor Dan. Prima dată începem cu interviul Fulger. Telespectatorii îl cunosc, domnule primar, 10 întrebări, 5 minute. Puteți răspunde da, nu la una, mai mult la alta, dar după 5 minute v-am oprit cronometrul. Îi dăm drumul să nu pierdem timpul. Primarului Nicușor Dan îi place astăzi cum arată Bucureștiul? O să arate mult mai bine la sfârșit de mandat. Puteți să-mi spuneți numărul exact al angajaților din primăria Capitalei, inclusiv cu companiile de care vorbeam astăzi? Da, cifre grosiere, 1000 de oameni în primărie, instituții subordonate, încă 6000, aici vorbim spitale, teatre, poliție locală, administrația străzilor și așa mai departe, deci încă 6000. Iar la companie avem aproximativ 10000 la STB, 3000 la termoenergetica, acea cu căldura, și mai avem câteva companii de 200-300 de oameni. Cu completarea mea, rămâne din timp, Autoritatea Londrei Mari, unitatea ce gestionează orașul de pe Tamisa, are aproximativ 800 de angajați, multe servicii externalizate, la polul opus, sub umbrela municipalității din Paris, lucrează aproape 50.000 de oameni, dar da, bugetul Parisului e de 5 ori mai mare. Următoarea întrebare, domnule primar, după cât timp credeți că ar trebui evaluată activitatea unui primar nou numit în funcție? La sfârșit de mandat. După 4 ani, adică. Există astăzi în primăria Capitalei oameni despre care putem spune românescul taie frunză la câini? Concret, vorbind de o schemă supradimensionată? O să vedeți când o să facem reorganizarea, o să îi găsim și pe aceștia. Credeți că bucureștenii ar accepta vreodată să plătească
parcări la costurile celor din Viena, Paris sau în altă capitală europeană? Este o necesitate să, ca mult mai multe locuri din București publice să fie taxate. Da. Cât de mare? Dar nu la nivelul, bineînțeles, la un nivel comparativ cu salariile din București. Cât de mare credeți că a fost impactul dezvăluirilor din campanie de la vremea respectivă, date de contracandidații noastră, inclusiv cea cu întâlnirea cu omul acela de afaceri, ziceau ei controversat, cu porecla câine? Eu sunt în spațiu public de 12 ani, nu există absolut nicio suspiciune confirmată la adresa mea, pentru că nu fur și nu mint. Într-o viitoare confruntare electorală peste 2 ani la primăria Capitalei, ați prefera o contracandidat pe Gabriela Firea sau pe altcineva de pe partea stângă? Ce pot să spun e că Gabriela Firea a fost un primar dezastruos pentru București. N-a făcut nimic din lucrurile importante pe care trebuia să le facă. Considerați normală sau legitimă păstrarea actualei formule electorale în care alegerea primarilor să se facă într-un singur tur electoral? Este configurația cea mai probabilă. Din păcate, pentru democrație, alegerea două tururi e cea mai corectă pentru că dă legitimitate primarului și permite o adevărată dezbatere în turul 2. Dacă ar fi să alegeți astăzi un partid politic despre care se puteți spune că îți face treaba corect și luptă pentru români și România, care ar fi acel partid politic? Eu sunt un primar independent sprijinit de trei partide, PNL, USR, PMP. Am o relație bună cu toate și mă opresc aici cu răspuns. Și dacă veți candida peste 2 ani, ce partid credeți că ar trebui sau ați putea convinge să se realieze în spatele dumneavoastră? Eu sper ca o alianță de dreapta să mă susțină la primăria Bucureștiului peste 2 ani și câteva luni. O să vedem. Până atunci important este să facem lucrurile pe care le așteaptă bucureștenii și aici vreau să dezvolt dacă mai avem puțin timp. Pentru că mult timp Bucureștiul a fost cosmetizat și nu ne-am dus la acele chestiuni fundamentale de care ține viața noastră. Și dacă vorbim de trafic, pe semaforizare inteligentă, în sfârșit avem scos în piață studii de fezabilitate pentru tot ce înseamnă și asta ne va permite să avem ceva coerent în 2 ani și jumătate de acum când termină mandatul. Pe reabilitări de tramvaie nu s-a făcut nimic și tramvaiele prin volumul lor avem proiectul pentru 50 de kilometri, așteptăm să se deschidă fondurile ca să le facem. Avem acest proiect cu Consiliul Județean Ilfov de radiale până la autostrada de centură. Avem achizițiile de dincolo de tramvaie, autobuze electrice și troleibuze tot pe bani europeni și de la fondul de mediu, că noi în bugetul local nu avem și avem și o să deschidem asta trenul de suprafață, metrou de suprafață sau trenul metropolitan. Astea sunt proiectele mari și de asta am spus că evaluarea trebuie să fie făcută la 4 ani, pentru că atunci când lucrezi cu banul public, toate documentele obligatorii pe care trebuie să le faci și conform legii durează. Domnule primar, era ultima întrebare, deci oricum le-ați parcurs pe toate 10, ați terminat interviul Fulger cu bine. 10 secunde de final cu metrou bucureștean supraaglomerat cu datorii mari, ce ne facem? Contrar la ce spune ministru, e legitim ca statul să plătească subvenția pentru că Bucureștiul contribuie mult la bugetul național. Dragii mei, aceasta a fost emisiunea Selectiv de astăzi. Primarul Capitalei a stat alături de noi. Cred că nu greșesc dacă vă veți mai antura în această emisiune, să spun așa, domnul primar, da? Cu plăcere, dacă mă invitați. Lansez această invitație. Îmi pare rău dacă nu am parcurs toate întrebările. Știu, oamenii asta îmi scriu, n-ai apucat vreși de aia. Trebuie să vă mai aducem, domnul primar, îmi pare rău, dar v-ați mulți promisiunea, ați spus-o. O seară bună, prieteni dragi, rămâneți alături de B1 TV, noi ne revedem duminica viitoare la Selectiv.